Dacă mergem în străinătate, într-o altă țară, nu știu, în Ungaria, în Austria, unde vreți dumneavoastră, credeți că am putea cumpăra teren așa arabil oricând, la orice oră, cum s-a întâmplat și se întâmplă în România? Doamnă, sunt convins că statele Uniunii Europene au politici proprii vis-a-vis de valoarea terenului, de importanța agriculturii, că unele au terenuri agricole extinse, altele mai puțin. Dacă ei consideră că terenul agricol este o valoare strategică, normal că limitează cumpărarea acestor sau străinarea acestor terenuri. La noi, eu n-aș acuza atât JAF-ul cât incompetența crasă. România, atenție, a avut două motoare economice puternice. Unul dintre ele agricultura. Dacă noi i-am lăsat pe proprietari să se zbată singuri cu finanțarea lucrărilor agricole, cu problemele de caniculă, cu toate nenorocirile acestea, și n-au mai putut să facă față concurențial pe piață, oamenii și-au vândut terenurile. Că e piață, este piață liberă într-o democrație. Dar asta înseamnă că noi nu am avut, doamnă, la nivel guvernamental, niciun fel de strategie. Nici acum nu există niciun fel de viziune de dezvoltare pentru dezvoltarea acestei țări pentru 30 de ani. Închei spunând un lucru. Pentru că, mă rog, colega dumneavoastră a spus că, domnule, la Bruxelles cineva se aștepta ca programul nostru pe agricultură să acopere numai zonele deșertificate sau deșertificabile. Păi deșertificarea este doar un singur element care o problemă, e adevărat gravă, dar este una singură. Agricultura presupune mult mai mult, are obiective strategice mult mai ample. Ori asta înseamnă lipsa de dialog clară și păguboasă și condamnabilă ale autorităților, ale șefilor de portofolii cu omologilor și de la nivelul Uniunii Europene, cât și cei de la Comisie. Vă rog, domnule Vișe.